Bun găsit! Ne aflăm la a treia parte a temei legată de religiile, principale religii ale lumii. Am vorbit despre, la a treia parte, da? Am vorbit despre iudaism, despre budism, acum vom vorbi despre creștinism. Și la a patra parte a acestei teme vom vorbi despre islam. O vom spune de la început că această religie, numită creștinism, este una dintre cele trei mari religii monoteiste contemporane alături de iudaism și islam. Dacă luăm în considerare împreună catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, asta într-o etichetă globală, religia creștină ar fi cam cea mai importantă din punct de vedere numeric, ca resursă umană, da? Un număr de cam de 2,4 de miliarde de adepți. Este urmată de către islam, tot o religie monoteistă, derivată ca și creștinismul din iudaism, care are, deci, a doua pondere numerică a adepților în lume. Am spus faptul că această religie și are originea în iudaism, în Iudeea. Da? Cuvântul creștin vine din latina populară, Christianus, da? Derivat de la Hristos. Deoarece Iisus din Nazaret a fost numit Hristos, iar în limba veche aramaică se numea Mesia, Mântuitor. Da? Ea pornește ca o, această religie creștină pornește ca o sciziune din iudaism, din religia mozaică, da? Efectiv o sciziune, o ruptură, adică permanentiza toate tradițiile de cult vechi iudaice, dar aducea ceva nou. Adepții lui Hristos, a acelui rabi din pustiul Galilei, care a fost urmat de către cei 12 apostoli, da? Ei chiar credeau, da? Faptul că cel promis, Mesia, Mântuitorul, s-a întors. A venit să izbăvească, să-l scoată din robie pe poporul lui Israel. Un popor care a trecut prin mai multe robii. A trecut prin robia egipteană, până a ajuns sub robia romană, da, și tot timpul au manifestat nesupunere. A fost o religie, deci credința în acest promis Mesia, în acest mântuitor, a fost un fel de
călăuză pentru poporul evreu. Chiar a prins cote de fanatism. În cadrul credincioșilor evrei erau mai multe doctrine. De exemplu, avem saducheii, farisei, da, și ultimii sunt cei revoltați, acei sicari, acei luptători care doreau distrugerea robiei romane. Așa cum spune și Noul Testament, în momentul în care a venit Hristos, a fost interpretat de către evrei, da? A fost interpretat ca un izbăvitor de romani. Totul ar fi stat bine dacă ar fi fost un revoluționar, un personaj care ar fi luptat, ar fi ridicat populația contra stăpânirii romane. Problema a fost că s-a intitulat Fiul lui Dumnezeu. Acest rabbi, acest învățător, acest Iisus din Nazaret. Și atunci a început conflictul cu Sanhedrinul, cu tribunalul sacru al evreilor, care l-a și dat pe mâna romanilor. Am spus că a pornit, tocmai aici am vrut să ajung, că a pornit ca o sectă iudaică respectiv acceptată și apoi neacceptată în momentul în care apostolul Pavel a scos pe acești credincioși care încă țineau ritualurile iudaice, i-a scos din sinagogă și a dat naștere unei noi religii. Apare o nouă instituție specifică creștinismului, care este biserica. Cuvânt de origine latină, provenind din basilica. În limba greacă există un termen asemănător numit eclesia, adunare. Da? Traiectoria bisericii creștine s-a manifestat de-a lungul timpului în diverse situații. Ca și iudaismul, și creștinismul a apărut în fașă. La început ca sectă iudaică, după aceea ca religie distinctă. S-a manifestat în cadrul Imperiului Roman, în cadrul acelei orbis roman, lumea romană. Sigur, atât iudeii care s-au opus Imperiului Roman și au sfârșit-o foarte prost, prin dărâmarea templului din Ierusalim, prin acea ultimă rezistență din cetatea Masada, unde evreii s-au sinucis în masă pentru a nu cădea pradă romanilor. Da? Creștinii au avut și ei de suferit în cadrul Imperiului Roman. Au fost la început o religie ilicită,
adică o religie neacceptată, ilicită. Da? Erau niște infractori în fața autorităților romane. Și apoi a devenit o religio licita. Da? În momentul în care Constantin cel Mare, da, își dă seama de importanța acestei religii și faptul că această religie are o carieră de viitor pentru Imperiu și că nu mai trebuie să existe o prigoană contra creștinilor. Mai mult decât atât, se ajunge la acceptarea creștinismului ca o religie oficială. Nu vom intra în chestii de doctrină prea mult. Aș vrea doar să vă spun că privitor la Mântuitorul Iisus Hristos au fost foarte multe divergențe. Au fost diferențe multe de păreri între teologi în modul în care îl priveau pe Mântuitorul Iisus Hristos. S-a vorbit despre natura reală a lui Hristos. Au fost discuții despre cum are loc mântuirea, despre organizarea instituțională a comunității creștine, a bisericii, da? Pentru că de la o comunitate creștină, o simplă adunare în care se rugau Mântuitorului Iisus Hristos, celui considerat înviat, da? S-a ajuns la o instituție riguroasă care de multe ori s-a depărtat de ceea ce însemna credința din perioada creștinismului primar. S-a creat o ierarhie, da? O ierarhie solidă. Biserica colaborat puternic cu statul roman. Tocmai aceeași biserică, acea biserică care suferise din partea statului roman prigoane diverse, cum a fost în perioada împăratului Nero sau Diocletianus, acum era o servitoare a puterii de stat. Sunt foarte multe lucruri de spus, da? Au trecut de la persecuții, cum am spus, în vremea lui Nero, lui Decius, lui Valerian, lui Diocletian, așa, spre o dolce far niente, da? O viață la dolce vita, o viață frumoasă. Totul a început cu edictul de la Milano sau Mediolanum din 313, dat de către împăratul Constantin cel Mare. Și apoi edictul de la Tesalonic din 380, dat de către împăratul Teodosie. O religie care din acel moment devine o forță crescând în Imperiul Roman. Această nouă religie care tinde spre universalism este religia care va marca puternic, atât din punct de vedere instituțional, cât și al mentalităților, perioada medievală. Da?
Practic, integrarea între creștinism și puterea imperială începe să se întrerupe în apusul Europei, în Occident, când vin popoarele migratoare, sau cum mi le se mai spunea, popoarele barbare. Însă, supraviețuind în Imperiul Bizantin, în forme mult mai bine definite. Cu totuși, și totuși, chiar și acele popoare barbare care au invadat Occidentul și-au dat seama ce importanță poate avea creștinismul pentru o integrare alături de popoarele pe care le înglobaseră. Și foarte mulți dintre acei regișori barbari, și dăm exemplu, să zicem, al lui Teodoric, al lui Clovis, da? Clodomec, și alți regișori care au pus bazele unor dinastii, se vor creștina. Va fi un creștinism la comandă. Da? Cum s-a întâmplat și prin răsărit. Un creștinism la comandă. Până astăzi suntem păgâni, de mâine sunteți creștini, dacă nu v-am acăpățână. Da. Un creștinism folositor puterii de stat și o colaborare între puterea de stat și puterea teocratică religioasă. La început a existat o biserică apostolică. Nu existau diferențe, nu puteam vorbi despre catolicism, ortodoxie. Dar rupturile s-au realizat treptat și le s-au finalizat cu marea schismă, marea divizare, da? Din anul 1054. Practic, diferitele dezvoltări istorice ale Imperiului Oriental, adică Bizanț și al celui occidental, romano-barbar, în timp au accelerat procesul de diferențiere a două mari comunități creștine. Diferențieri nu imense, legat de aspecte doctrinare, de felul în care concepeau anumite texte sfinte, formule liturgice, chestiuni de rit și ritual în biserică, chiar mărunțișuri, faptul că în spațiul bizantin se închinau la icoane, dincolo icoanele erau interzise, da? Lucruri care nu puneau o problemă imensă bisericii. Da? Nu puneau o problemă imensă. Și totuși aceste biserici s-au divizat. Generând în final doi șefi spirituali, unul de la Bizanț, patriarhul, și unul de la Roma, statul papal, papa. Pe tot parcursul Evului Mediu a existat, în afară de conflicte militare prin regatele apostolice care trebuiau să ducă mai departe standardele creștinismului catolic, da? Papa și-a dorit un proces de catolicizare. Dincoace, cei care erau ortodoxi,
da, prin, după Marea Schismă au rămas ortodoxi, numită dreapta credință, da, au încercat să reziste avansurilor de prozelitism catolic. Suveranii s-au cam orientat. Unele regate, unii regi au îmbrățișat catolicismul, alți suverani au îmbrățișat ortodoxia. Asta din calcule politice, în primul rând, ceea ce arată că religia și politica s-au întrepătruns permanent. Am încercat să trecem așa în mare prin creștinism. Lucrurile ar fi multe de spus. Dar discuția este, cum am afirmat, atât de amplă, încât orice altceva, orice alt subiect care ar putea fi deschis din acest punct de vedere, cere explicații suplimentare și are explicații suplimentare și va fi tot mai greu de înmagazinat atâta informație, mai mult decât atât greu de cuprins la nivelul minții. Bun. La o următoare întâlnire, și cu asta terminăm tema, vom vorbi despre a treia religie monoteistă, numită Islam. Va fi o temă foarte importantă, pentru că aici putem face o legătură între ceea ce a însemnat Islamul pentru o parte a lumii și ceea ce a devenit treptat Islamul la momentul de față. Religie și Islam, Islam și politică. Cam atât am spus.